O tragedie în municipiul Sibiu, o femeie a fost călcată de un tren plin cu călători și a murit pe loc. Incidentul s-a petrecut la trecerea de cale ferată din cartierul Strand. Trenul se deplasa pe ruta Teiuș-Sibiu în momentul în care femeia a traversat calea ferată dintr-un cartier mărginaș al Sibiului. La fața locului au ajuns imediat echipajele ISU-Sibiu, care au găsit-o însă pe femeie fără semne vitale și au constatat decesul acesteia. Polițiștii Biroului Transportul Feroviare Sibiu au efectuat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care femeia și-a găsit sfârșitul, dar și motivul pentru care s-a gândit să traverseze chiar la venirea trenului. Astfel, oamenii legii nu exclud varianta unui suicid.